mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt. Mama, ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor. Mama, bună seara, suntem de la compania Surprize de Vis. Mă numesc Anastasie și cu ocazia zilei de naștere dorim să vă oferim acest tur. Toată viața în cărți și mă urmă cu viața. Poftim și această cutie cu flori. Poftim. Ai, mulțumim mult. Dorim să vă întrebăm, cum credeți? Din partea cui este această surpriză? Din partea fișorilor, cred că. A fiicelor care vin Italia, a flori în Italia, Victoria. Avem pentru cum? Partea copiilor. Avem pentru dumneavoastră un mesaj de felicitare, care îi vă da citire și vom afla și din partea cui este această surpriză. La mulți ani, draga și scumpa noastră! Îți dorim să te bucuri de fiecare clipă. Zâmbește și nu uita că azi e ziua cea mai importantă și specială din an. Așa că îți dorim sănătate, că e mai importantă în tot ce facem în viață. Îți dorim să trăiești alături de cei dragi care să te iubească, iar cei răi să te ocolească. Îți dorim să ai răbdare și speranță. Îngerii să te ocrotească, viața să te împlinească și nu uita, când încă o petală din anii tăi frumoși s-a scuturat, privește cu mândrie la restul de petale ce încă au rămas. Zâmbește și fii fericită că viața e frumoasă așa cum este și trebuie să o trăim cu drag. Din partea celor 5 copii, Ecaterina, Svetlana, Ștefan, Sergiu și Maricica și toți cei 11 nepoței. Maricica cu drag vă transmite că vă iubește foarte mult și un mesaj. Îți mulțumesc, mamă, că în această zi, 2 iulie, mi-ai dat viață mie și inima ta va bate în inima mea și vom trăi împreună orice nouă zi pe tot parcursul vieții mele. Mulțumim, Doamne, frumos sănătate, să fii fericiți și să întoarcă cât mai bine acasă. Asta ne doresc. Hai, mulți ani! Prietenii mele, mai vecinile mele, tot așa, sănătate, tot dumneavoastră. Ați trivojit, ați venit până aici de timpul.